Să spuneți când începe. Când dori? Da. Bună ziua! Câteva subiecte de interes pentru perioada prin care trecem. Colegii mei m-au sugerat să discutăm întâi despre situația epidemiologică legată de infecția cu noul coronavirus, dar eu o să o combin cu partea de deschiderea școlilor, pentru că sunt două subiecte care se leagă foarte bine unul de celălalt și care, pe mine cel puțin, ca om de sănătate publică, mă pun în imposibilitatea găsirii raționamentului pentru care școlile nu se deschid. O să încep și cu un disclaimer. Îl cunosc, îl respect pe domnul profesor Câmpeanu, ministrul educației, și îmi pare rău că dânsul este pus într-o situație în care nu are decizia de a hotărâ foarte clar, împreună cu ministrul sănătății, să deschidă școlile. Închiderea școlilor, după cum știți, a fost o măsură care nu a mai fost luată, cel puțin pentru școlile primare, în niciuna dintre țările membre ale Uniunii Europene, în cursul lunii noiembrie și decembrie, și am ajuns în situația în care, de aproape un an de zile, copiii nu numai că au un acces limitat la învățătură, mai ales cei din categorii defavorizate, unii din mediul rural, care nu au acces la învățământ online, dar sunt profund marcați în dezvoltarea lor psihosocială ca viitori adulți, pentru că nu pot să interacționeze unii cu alții, nu pot să interacționeze cu profesorii lor, iar acest lucru înțeleg că va fi perpetuat cel puțin până la data de 8 februarie, datorită unei decizii de asemenea inexplicabile de amânarea deschiderii anului școlar. Eu înțeleg că domnul ministru Câmpeanu are o grea moștenire din partea doamnei Anisie și nu cred că este o surpriză pentru nimeni, dar pe de altă parte amânarea deschiderii școlilor nu are justificare. Și o să vă spun imediat din ce cauză. După cum știți, cifrele publicate în ultimele săptămâni de Ministerul Sănătății arată o scădere a incidenței infecției, arată marea majoritate, cu trei excepții, a județelor din România în zona verde, iar acest lucru, în mod evident, nu are niciun fel de corelație cu această măsură de amânare a deschiderii școlilor. Partidul Social Democrat cere în mod clar redeschiderea școlilor odată cu terminarea vacanței școlare, pentru că amânarea cu încă o lună a deschiderii școlilor nu este sănătoasă nici pentru copii, nici pentru părinții lor, nici pentru economia națională. Practic, părinții care stau cu copiii nu își pot desfășura activitatea, nu pot munci, primesc sume de bani ca să stea cu copiii în loc să desfășoare activitate productivă într-o perioadă de mare criză. Noi am început campania de vaccinare. Din păcate, campania de informare nu se ridică la nivelul așteptărilor. Ea nu este empatică în niciun fel, nu transmite informații legate de vaccin. Sper că acest lucru să se corecteze în perioada următoare și să avem informații legate de un calendar de vaccinare coerent, pentru că, cel puțin din ceea ce știu eu și din ceea ce a declarat compania producătoare, compania Pfizer, distribuția vaccinului va continua până luna septembrie, deci cu un ritm care ar fi de circa 1,2 milioane de doze pe lună. Este clar că trebuie să ajungem la o capacitate de administrare de cel puțin 50.000 de doze pe zi, încât măcar populația vulnerabilă și personalul din categoriile care fac obiectul vaccinării, cei din serviciile indispensabile funcționării societății, să poată să fie vaccinate.
Sper ca și alt vaccin să fie autorizat în Uniunea Europeană, încât și medicii de familie să poată să contribuie la o acoperire vaccinală cât mai bună. În mod surprinzător am văzut că domnul prim-ministru Câțu a preluat această temă. Am înțeles că dânsul are o țintă de 100.000 de doze pe zi, să dea Dumnezeu să fie așa. Singura problemă este că, cel puțin, compania Pfizer nu va livra decât 1,2 milioane de doze pe lună, deci 100.000 de doze pe zi. Chiar dacă sunt un deziderat care ar fi extraordinar dacă ar fi atins, nu cred că ar putea să fie realizat cu cantitatea de vaccinuri care va fi disponibilă. Problema cifrelor legate de cazurile de noile cazuri de coronavirus, care preocupă opinia publică de mult timp, este evidentă. Israel, o țară cu jumătate din populația României, testează 100.000 de persoane zilnic. Noi testăm în ultima perioadă 10-12.000 de persoane. Am avut o excepție acum când au intrat și testele rapide în calcul, dar suntem departe de a testa toate persoanele simptomatice sau mai puțin simptomatice, contacte ale persoanelor deja infectate, anchetele epidemiologice nu se desfășoară, nu știm care este situația reală și în continuare spitalele de boli infecțioase și secțiile de terapie intensivă sunt aglomerate. E momentul ca Ministerul Sănătății să rezolve această problemă, încât situația pe care am moștenit-o dinaintea alegerilor, care a dus la o scădere artificială a testării și la pierderea controlului pandemiei, să se încheie. Câteva lucruri legate de alte subiecte care nu sunt neapărat în legătură cu pandemia. Este vorba de faptul că măsurile de austeritate, care sunt în mod evident, reprezintă viitorul următoarelor luni, sunt în curs să fie implementate. Diverse măsuri sociale vor fi suspendate. Mărirea ca salariilor cadrelor didactice probabil va fi amânată, la fel ca și mărirea pensiilor. Un lucru care mi se pare cel puțin îngrijorător este cel legat de scumpirea potențială a energiei, scumpirea curentului, în condițiile în care definirea categoriilor vulnerabile, care ar trebui să fie sprijinite, cel puțin din punct de vedere al acoperirii unei părți din costurile energiei, nu a fost încă reglementată și cred că în această perioadă de, să spunem, scurtă perioadă de respiro până la sfârșitul lunii martie, toate aceste lucruri ar trebui să fie reglementate, încât utilizarea energiei să nu reprezinte o povară, pentru că este legată direct de nivelul de trai, dar este legată direct și de calitatea vieții și de sănătatea oamenilor. Utilizarea energiei trebuie să se poată face și în România, ca și în celelalte țări ale Uniunii Europene. Eu atât am avut să vă spun. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, cu mare plăcere. Ați vorbit de faptul că această campanie de informare a vaccinării nu a fost una eficientă. Unde crede dumneavoastră că s-a greșit? Nu este vorba că s-a greșit, este vorba că nu transmite suficiente informații. Dumneavoastră aveți alte informații decât niște declarații a unor persoane care sunt extrem de serioase și care vă recomandă să vă vaccinați și că vaccinul este sigur. Cam asta este singurul nivel al informării. Nu discutăm despre compoziția vaccinului, nu discutăm despre cum acționează vaccinul, nu discutăm despre ce efecte adverse potențiale ar putea să producă vaccinul, cum pot fi acestea evitate. Deci toate lucrurile astea nu fac obiectul unei campanii de informare. În mod evident, profesioniștii din sănătate trebuie implicați în număr mai mare și mai mult. Gândiți-vă că o campanie de informare exclusiv online sau chiar prin televiziune nu ajunge totdeauna
la categoriile cele mai vulnerabile. În mediul rural, oamenii nu utilizează aceste instrumente informatice și cred că trebuie găsită o soluție și pentru ei. Soluția este reprezentată de medicii de familie care trebuie încurajați să poată să ofere aceste informații, chiar în mod activ, nu în mod pasiv, oamenilor de pe listele lor, dar și celor care nu sunt înscrise pe listele medicilor de familie. Ați participat la conturarea strategiei de vaccinare ca reprezentant al Organizației Mondiale de Sănătate. În ce privește strategia? Credeți că nu s-a greșit deloc? Eu am participat la 3 ședințe. Am fost onorat să fiu invitat de domnul președinte Iohannis la 3 dintre ședințe. Din păcate, după aceste 3 ședințe, am avut acces la această strategie odată cu dumneavoastră și n-am avut alte, intervenții, ca să spun, sau propuneri pe care aș putea să le fi făcut. Strategia este unul, planul de implementare este cu totul altceva. O strategie îți oferă un cadru, dar modul în care tu realizezi implementarea acestui plan, mai ales partea de comunicare, în mod evident, trebuie să revină acelui grup. Știți bine că este un grup care coordonează întreaga campanie de vaccinare și mă gândesc că acolo trebuie rezolvate lucrurile. Situația de la Găiești. De la Găiești. Da. Bănuiesc că o cunoașteți. Da, Cum interpretați dumneavoastră ce s-a întâmplat acolo? A fost un management defectos, așa cum ne spunea șeful campaniei de informare. Credeți că managerul spitalului de la Găiești Eu îl cunosc pe domnul, corect? Îl cunosc pe domnul doctor Belușică, e un om mai impetuos, care dorește să spună ceea ce crede într-un anumit moment. E foarte bine să fie așa, nu asta este problema. Acum, comentariul este următorul. Atunci când iei o decizie, de exemplu, ca să nu arunci vaccinul, ceea ce este absolut corect, trebuie totuși să te gândești la două elemente. Primul element este legat de planificarea vaccinării. Adică, exemplul cu care îl dădea dânsul, eu nu sunt de acord cu el. Deschid un flacon de 5 doze, fac o doză și 4 le arunc. Nu se pune problema așa. Eu trebuie să fac o organizare a vaccinării, chiar chem un număr ceva mai mare de persoane decât, să spunem, nu chem exact numărul de persoane planificate pentru cantitatea de doze, pot să chem un număr puțin mai mare de persoane, încât să fiu sigur că utilizez toate dozele. Dacă rămân doze, trebuie să existe o reglementare. Acest comitet de coordonare a vaccinării trebuie să emită, sau Ministerul Sănătății să emită un act oficial care să permită utilizarea acestor doze restante, să stabilească condițiile de utilizare și faptul că aceste persoane sunt înscrise în Registrul Electronic Național de Vaccinare. Mai mult, este un element foarte important și pe care, din păcate, domnul doctor Belușică nu l-a sesizat, dar probabil că se va gândi la el sau deja s-a gândit la el, este vorba despre a doua doză de vaccin. Eu nu pot să fac o doză unei persoane și acea persoană să nu primească a doua doză în intervalul recomandat de către producător. Deci, fac o doză, dar eu trebuie să-i asigur și pe a doua. Și de asta vă spun că această procedură și o situație pe care dânsul a descris-o și care se poate întâmpla, trebuie reglementată și atunci toate lucrurile se rezolvă. Dar, în general, planificarea la o vaccinare necesită o anumită experiență și cred că dânsul, dacă ar colabora cu Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, ar putea să îmbunătățească modul de programare a celor care trebuie vaccinați. Deci, credeți că a procedat corect sau nu? Păi dânsul înțeleg că a procedat corect, că până la urmă n-a mai administrat dozele restante. Și cum vedeți toată această situație? Sunt foarte mulți oameni și vedem în ultimele zile că evită, dacă nu, să nu spun că refuză să se vaccineze. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Puneți pe seama tot unei campanii de informare proaste, ineficiente? Sunt două lucruri. Odată este campania de informare care, în mod evident, așa cum v-am spus, trebuie să schimbe nu numai ritmul, ci și conceptul, din punctul meu de vedere. Și al doilea lucru este campania de dezinformare. Campania de dezinformare trebuie să aibă niște răspunsuri și din partea autorităților și din partea profesioniștilor din sănătate. Noi nu putem să continuăm cu colportarea unor zvonuri care n-au nicio bază, n-au niciun fel de studiu, n-au niciun fel de dovadă
în spate, cum ar fi vaccinul produce leucemie. Vă dau un exemplu care a fost mult timp vehiculat. Nu există niciun caz de leucemie care să fi fost generată de acest vaccin. Deci este clar că asistăm la o dezinformare. Uneori această dezinformare este legată de naivitate, câteodată este legată de rea credință sau pur și simplu de o idee că vaccinarea este nocivă. Există și astfel de persoane, ei sunt o mică minoritate, din păcate sunt foarte vocali și sunt de foarte multe ori preluați în media, tocmai în dorința aceasta de a promova senzaționalul. De data asta avem o responsabilitate cu toții, pentru că de succesul campaniei de vaccinare la care toți trebuie să, pe care toți trebuie să o sprijinim, depinde reluarea vieții noastre economice, sociale, depinde normalitatea din România și aș vrea ca normalitatea în România să se producă în același timp cu recâștigarea normalității din Germania, de exemplu, sau din Franța. Chiar dacă Franța nu are o bună performanță în acest moment, sunt convins că va recupera și până în toamnă multe dintre țările din Uniunea Europeană vor putea să încheie cu succes această campanie de vaccinare. Voiam să vă întreb dacă PSD își dorește să inițieze un dialog cu Ministrul Educației în condițiile în care astăzi a existat o întâlnire cu reprezentanții AUR. Nu am discutat, n-am avut ocazia să discut cu conducerea partidului acest lucru, dar cu siguranță un dialog, dacă el este dorit de reprezentanții guvernului, poate avea loc. Important este să fim de bună credință și să nu găsim motive care au de-a face poate cu lipsa de organizare, cum vă spuneam, cu greaua moștenire de la Ministerul Educației. Deci este vorba, evident, de lipsă de organizare, de lipsă de viziune în ceea ce privește funcționarea învățământului, mai ales a învățământului școlar. Să nu confundăm această incapacitate cu o problemă de sănătate publică. Deci un învățământ bine organizat, adaptarea învățământului la condițiile specifice, adică noi luăm măsuri. Cam mi-ați adus aminte de ceva care trebuia să vă spun mai la început. Luăm măsuri uniform. În toată țara facem la fel, dar avem situații foarte diferite. Între județe, între orașe, între școli. De ce să nu lăsăm unitățile de învățământ, inspectoratele școlare să aprecieze împreună cu Direcția de Sănătate Publică care dintre școli își pot relua activitatea? Această uniformitate a deciziei în condițiile în care, din punct de vedere epidemiologic, sunt foarte diferite toate aspectele, mi se pare nesănătoasă și foarte periculoasă, iar chestiunea asta vom evalua după jumătatea lunii ianuarie. Nu este corectă în condițiile în care școala ar trebui să înceapă pe data de 11 ianuarie. Așa că solicitarea noastră foarte clară, fermă, este ca școala să reînceapă, cel puțin școlile primare și grădinițele, bineînțeles, să reînceapă activitatea așa cum este ea planificată. Nu în 8 februarie, ci acum. Potrivit grupului de comunicare, undeva între 30-35% dintre cadrele medicale nu au luat o decizie cu privire la disponibilitatea vaccinării sau întârzie să ia o decizie. Care credeți că este principala vină? De ce se întâmplă acest lucru? Nu este o vină, este dreptul fiecarei persoane să aprecieze dacă vaccinul este sigur și este eficient. Rămâne ca autoritățile să facă și profesioniștii care lucrează în sănătatea publică să facă eforturi să-și convingă colegii, dar eu sunt convins că pe măsură ce va trece timpul și tot mai multe persoane vor fi vaccinate și nu vor apărea reacții adverse grave în afară de cele pe care le cunoașteți cu locale, sunt convins că tot mai multă lume va deveni adepta vaccinării. Mai mult, acest exemplu al cadrelor medicale cu siguranță va influența și comportamentul general al populației. Sunt mai multe voci din spațiu medical care susțin faptul că persoanele tinere înregistrează reacții la vaccin mai grave ca persoanele în vârstă. Nu, puteți să ne explicați? Nu este adevărat. Încă o dată, haideți să luăm evidențele reale, științifice. Există voci. Și eu pot să afirm că am cunoscut o persoană care după vaccinare a dezvoltat o reacție foarte gravă
și acea persoană să nu existe. Deci nu putem să venim cu exemple care n-au în spatele lor și realități. Inclusiv domnul Gheorghiță susține acest Cine? Lucru. Domnul Gheorghiță în probabil că domnul Gheorghiță, dacă cunoaște o astfel de persoane, sau probabil că dânsul, dacă s-a vaccinat, e o persoană tânără, ați văzut domnul doctor Gheorghiță, probabil că dânsul a avut o reacție mai intensă. Dumneavoastră v-ați vaccinat și în ce categorie? Nu m-am vaccinat pentru că, după cum știți, eu am trecut prin infecție, am ieșit din izolare pe data de 21 decembrie și mă voi vaccina într-un interval de 30 până la 90 de zile, cum recomandă Centrul de Control al Bolilor din Statele Unite. Mă voi vaccina cu ambele doze de vaccin. În ce categorie intrați? Eu sunt în categoria medicilor, pentru că eu în continuă activitatea la spital, având medici rezidenți, studenți, știți bine că lucrurile astea continuă pentru cadrele didactice. Bun. Și ultima întrebare. Având în vedere reticența personalului medical de a se vaccina, cum, da, având în vedere că ar trebui să fie un exemplu? Reticența unei părți din personalul unei părți, medical. Corect, nu, da. Adică mie nu-mi plac generalizările, nu, nici în întrebări. Nici, da, mă scuzați, nu e vorba de o generalizare. Cum să procedăm? Sunt colegii noștri, cum vă spuneam, nu-i grăbește nimeni, nu trebuie să fie o cursă contra cronometru în ceea ce privește convingerea lor. Dar personalul medical se va putea vaccina și mai târziu, pe măsură ce... Dar ce încredere să aibă populația care nu... Avem o campanie de informare, așa cum spuneați dumneavoastră, care nu este una tocmai eficientă. În momentul în care văd că personalul medical este cel deocamdată care evită să-și administreze colegii mei aceste... se vaccinează număr mare. Eu nu pot să afirm că există reticență la nivelul personalului medical, cel puțin din spitale. Eu știu spitalul Matei Bal și alte spitale care au început vaccinarea, n-am văzut oameni reticenți. Situația de la Găiești. Ce anume? Situația de la Găiești. Acum, situația de la Găiești, despre ce vreți să discutăm? Despre dozele rămase sau despre faptul că domnul doctor Belușică nu reușește să-și convingă colegii să se vaccineze? Despre acele cadre medicale care inițial au spus că se vor vaccina și ulterior probabil că se vor vaccina ulterior. Și nu pot, deci eu nu pot să fac aprecieri generale în acest moment. Campania de vaccinare în mod efectiv a început de câteva zile, pentru că în primele zile știți bine că s-au vaccinat în jur de 1000 de persoane pe zi. Acum ajungem la cifre puțin mai mari, 10.000, 20.000 pe zi. Haideți să vedem ce se va întâmpla în săptămânile următoare apropo de aderența la vaccinare. Eu sunt convins că majoritatea cadrelor medicale se vor vaccina. Ce ar trebui să facă un manager de spital? Să-i convingă colegii, așa cum spuneați acum, dumneavoastră, depinde despre de domnul spital. Belușică, că n-a reușit. Sigur, nu spune. Managerul trebuie să-i convingă. Gândiți-vă că sunt multe spitale în care managerii nu sunt medici. Nu sunt medici. Și atunci cred că o consultare fie cu Direcția Sănătate Publică, reprezentanța Institutului de Sănătate Publică, reprezentanța societăților profesionale. Noi, ca societate, știți bine că eu mă ocup și de societatea de microbiologie, noi oferim tuturor colegilor noștri informații, asistență, ne putem deplasa, nu e niciun fel de problemă și cred că fiecare manager de spital ar trebui să pună în operă, dacă vreți, o soi de echipă care să poată să răspundă, să aibă întâlniri cu personalul medical, pentru că nu sunt doar medici și asistenți medicali, există și alt personal medical care trebuie să beneficieze de vaccinare și, în mod evident, lucrul ăsta, discuție liberă cu orice fel de întrebări, bine, legate de subiect. Și așa mai departe, eu cred că dacă comunicarea este transparentă și empatică, astea cred că sunt două lucruri foarte importante care trebuie să dubleze, bineînțeles, informația medicală, informația științifică, atunci, cu siguranță, convingerea va fi bună, convingerea personalului medical. Nu trebuie niciodată cea mai mică urmă de forțare, de aducere în discuția obligativității să umbrească, deci, cum vă spuneam, aceste demersuri legate de informare. Și cred că e foarte, foarte important. Au fost discuții și în mass media legate de obligativitate, nici vorbă de așa ceva. Și cred că așa trebuie să rămână lucrurile. Eu văd persoane care se opun vaccinării, care fac, revin la această temă, obligativității,
când nimeni nu discută despre obligativitate. Adică, de ce să aduc în discuție ceva care nu există? Și asta iar îmi pune probleme legate de probitatea lor morală și câteodată și profesională. Și încă o întrebare, considerați că ar trebui să existe totuși o corelare între demararea vaccinării pentru cadrele din învățământ și redeschiderea școlilor? Asta este o problemă de politică de sănătate publică. Nu ne oprește nimeni. Gândiți-vă că personalul medical sunt în jur de 200.000 de persoane, personalul de învățământ cam tot 200.000 de persoane. Nu ne oprește nimeni să facem această prioritizare. Eu consider că redeschiderea școlilor este extrem de importantă. 200.000 de doze nu înseamnă foarte mult la un rit de livrare, de exemplu, de 1,2 milioane de doze. Acum, luna asta, doar 600.000. Eu sper să crească acest rit ca să putem ajunge la cele 10 milioane. Așa că 200.000 de doze, care ar însemna mai puțin decât tranșa pe o săptămână, să spunem începând cu luna februarie, nu ar fi o problemă foarte mare, mai ales că poți să faci centre sau caravane mobile de vaccinare care se deplaseze la unitățile de învățământ. Este o măsură care se poate lua și atunci știm că am pus punct acestei politici dezastroase de închidere a școlilor. Mie, să știți că ce s-a întâmplat în România este fără precedent. În nicio țară din Uniunea Europeană n-au fost școlile închise un an de zile, la noi au fost închise un an de zile, cu excepția 4 sau 5 săptămâni în luna septembrie și octombrie. Ori chestiunea asta pune foarte serios, o să-și va pune foarte serios amprenta în anii următori asupra evoluției acestor copii și, repet, nu numai din punctul de vedere al cunoștințelor, ci și din punctul lor de vedere al dezvoltării lor ca viitori adulți. Mulțumesc și eu.